Everyone. Bună tuturor! Good morning. Bună dimineața! Say hi, Rocio. Rocío. So today's class, I think, is it's a Lecția de passion astăzi that's completely este distractivă it seems completely random until we really și think about it. pare complet aleatorie până când ne gândim cu adevărat Where we la ideile de aici. in Shanti Deva's text is we're talking about the Am ajuns în perfection of textul ethics. maestrului Shantideva la perfecțiunea What are the răbdării. things that we need to Care do sunt lucrurile pe care trebuie să le facem ca să ajungem la acea what do we perfecțiune? have patience? Ce înseamnă să ai răbdare? And we defined it in last class, we defined three different types of Și în patience. lecția trecută am definit trei tipuri diferite de răbdare. Își amintește cineva care sunt? Three different ways that we're supposed to be Trei patient. tipuri diferite în care ar trebui să avem răbdare. Right, so Sandra said suffering as the path. What do you mean by that, Sandra? You could even turn on your microphone and just say it. Sandra a scris în chat, suferința ca o cale. Să ne luăm problemele ca fiind parte din cale. Deci este vorba să fim dispuși să ne asumăm suferința, nu? Pentru că deja ne aflăm într-un tărâm al suferinței. Și uneori oamenii se supără când spunem asta, dar uneori corpul meu se simțea foarte bine până când m-am așezat și ceva s-a mișcat în spatele meu odată ce m-am așezat. A trosnit ceva. O altă problemă pe care Tim o are astăzi la 6 dimineața. But you know, so it's just willing to understand that we're in a suffering realm. Este vorba să înțelegem că ne aflăm într-un tărâm al suferinței și să folosim asta ca o cale. Yeah, as a path to move through it. Cale pentru a trece prin ea. So that's the first one. What's the second one? Care este cea de-a doua? Le avem scris în chat. Răbdarea de a învăța Dharma. Cât durează să înveți Dharma? Trebuie să vii la lecții, trebuie să înveți, trebuie să practici, pentru că încercăm să schimbăm modul cum percepem lucrurile. Încercăm, de fapt, să schimbăm cum suntem noi în lume. Bună, Shanti. Ți-e dor să fii la Diamond Mountain? Un pic. Este răbdarea de a studia. Veniți la Diamond Mountain o lună și fiți voluntari ca și Shanti. Veniți la lecții. Dacă înțelegeți de ce va fi mai ușor să aplicați aceste lucruri. Dar durează timp, lecții, teme, contemplări, meditații. Și mai mult de atât, e nevoie de răbdare pentru a
trăi practica, îți însuși practica. Adică de câte ori pe zi ești iritat, de câte ori pe zi ești testat. Ieri am început un program pentru cei de aici, de la Diamond Mountain, pentru cei care și-au terminat cele 18 cursuri ACI. Și câțiva dintre oamenii de aici îmi sunt prieteni foarte buni. Și unele ceremonii au... au multe detalii și detaliile sunt importante. Așa că am primit sarcina frumoasă ieri, ca în loc să fiu cu prietenii mei, a trebuit să mă duc să conduc. Trebuia să ridic tot ce am printat. Am mers acolo și erau niște adolescenți care lucrau foarte încet. Dar ceea ce făceau este că printau toate cartonașele cu jurămintele și le laminau și le aranjau și aveau nevoie de atâta timp și îi priveam și mă gândeam, întârziați destul de mult și o să întârzi destul de mult din cauza voastră, dar faceți o treabă minunată. Și m-am gândit, ok, mai bine mă duc în Walmart și cumpăr restul lucrurilor de care am nevoie. Așa că m-am dus și așteptam la coadă. În primul rând, ei nu mai au casieri, ci sunt case unde trebuie să te duci tu singur. Și sunt multe semne acolo care spun ești urmărit și pentru mine durează de 4 ori mai mult să fac acea treabă. Și asta este karma, pentru că atunci când eram mic, mereu îmi doream să fiu casier. Nu se prea foarte distractiv. Și acum pot să fac asta, dar nu-mi place. Și am plecat și mi-am dat seama că am uitat ceva și m-am întors și apoi a trebuit să stau la coadă iar și desigur că coada pe care am ales-o eu era cea mai lentă. Doamna din fața mea era foarte lentă, se mișca foarte lent și apoi a cumpărat ceva care trebuia să fie aprobat și m-am privit și mi-a spus, va mai dura ceva. Și m-am uitat în spatele meu și m-am gândit că mai erau mulți oameni. Și apoi a trebuit să aștept adolescentul care trebuia să aprobe ceea ce urma să cumpere ea. Și m-a privit și mi-a spus, acest loc îmi testează răbdarea. Și m-am gândit, eu voi preda despre asta mâine. Și am privit-o și am spus, încerca să mă facă să fiu de acord cu ea. Și am spus să realizez că în fiecare zi răbdarea mea este testată în același mod, așa că de obicei încerc să fac ceva diferit. De exemplu, să vorbesc cu dumneavoastră în loc să fiu pur și simplu iritat. Dar încercam să îi ofer o lecție de Dharma în Walmart și am spus că răbdarea mea e testată în fiecare zi. Îmi categorizez răbdarea și toate lucrurile aleatorii care se întâmplă pe parcursul zilei vor fi în anumite categorii. Îmi testez răbdarea în acest mod sau în acest mod sau în celălalt mod. Și când încep să văd acele tipare, pot să mă gândesc, acum am oportunitate să practic. Pot să mă enervez că stau la coadă sau pot să găsesc o oportunitate aici.
și încep să vorbesc cu doamna în vârstă. Nu putea să meargă foarte bine. Dintr-un motiv sau altul, toată lumea din orașul acela par că au probleme. Corpurile lor nu par sănătoase. Așa că am decis să vorbesc cu ea. So the idea is, ideea este, how do you look for the ways to be patient? Meaning, cum cauți modalitățile să fii, să ai răbdare? Adică cum cauți modalitățile să practici dharma? O studiezi, este evident pentru că te afli aici. Dar apoi e vorba să găsești oportunitățile să o practici. Cât timp pare că te ești într-o activitate normală la Walmart? Ok, și care este cea de-a treia? Să nu te superi atunci când ceilalți te rănesc. Deci să nu te enervezi când ar trebui să te enervezi. De exemplu, dacă cineva țipă la tine. Sau, de exemplu, doamna respectivă avea peste 70 de ani. Nu contează dacă cumpără un anumit obiect sau nu, dar a venit persoana respectivă să o aprobe, au sistemul lor, dar ea devenise iritată. Pentru că are 70 de ani, nu ar trebui să-i aprobe cineva în funcție de vârstă. Este iritată că nu mai e o altă casieră care să o ajute. Trebuie să facă ea asta. Corpul ei nu mai are abilitatea să facă asta. Și poate pe mine astăzi mă doare spatele pentru că a trebuit să ridic toate acele lucruri, nu știu. Dar ideea este, care sunt modalitățile în care te enervezi, că nu ar trebui să te enervezi? Și vreau să sărbătorim puțin acum. O să fie... Ea este Alona. Vreau să sărbătorim. Și Alona a primit viză pentru a intra în Statele Unite. Pentru 10 ani. Nu a aplicat pentru asta, dar cineva a fost... Glumește. Vreau eu să spun povestea. Eu i-am scris o scrisoare de invitație ca să poată să vină o dată și asta a rezultat într-o viză de 10 ani. Acum nu mai ai nicio scuză. Vrem doar să sărbătorim. Dar dacă te enervezi pe diferite lucruri, pentru că nu primești ceea ce vrei, pentru că cineva nu-ți răspunde așa cum crezi tu că ar trebui să-ți răspundă. Dacă răspunzi la acest lucru, nu practici perfecțiunea răbdării. Este atât de simplu. Și oamenii ne fac diverse lucruri tot timpul, nu?
the way we want them to communicate with us. Nu comunică cu noi în modul în care noi ne dorim să comunice cu noi. Oamenii nu-și fac treaba la Walmart cum ne-am dorit noi să facă. Cineva face ceva ce noi nu ne dorim să facă. Și, mod normal, noi ne supărăm din cauza asta. Și apoi răspundem. Și poate fi sub forma furiei sau pur și simplu iritare. Noi aveam o conversație ieri cu cineva care credea că eram supărat și eu pur și simplu eram profesional. Și am spus, indiferent ce afecțiune mentală ai în acest moment, nu are legătură cu mine. Nu sunt supărat, pur și simplu am cerut claritate. Am vorbit foarte frumos, nu? Dar am 5.000 de lucruri de făcut și am cerut claritate. De asemenea, am știut că modul în care am cerut acel lucru va putea declanșa iritare. Dar poate am făcut asta într-un mod intenționat. Acesta este modul în care eu fac afaceri. Când ești manager asupra unor sume foarte mari de bani în fiecare luni, am nevoie de claritate. Mi-a dat Geshe la acest job de a avea grijă de banii ACI și mi-a spus că este cel mai dificil lucru karmic pe care îl poți face. Fiecare cent este important. Poate crea un cont bancar incredibil sau te poate distruge dacă nu ești sincer, dacă nu ești onest. Și m-a forțat să purific foarte multă lipsă de onestitate din viața mea sau afecțiuni mentale în legătură cu banii. Dacă ești inconfortabil în legătură cu banii, înseamnă că sunt probabil afecțiuni mentale acolo. Și da, este un lucru real pentru că pare că banii sunt ceea ce ne permit să ne împărăm lucruri, să ne creștem copii. Îmi place că oamenii își aduc copii la lecția de Dharma. Mai era o persoană aici? Uitați aici. Teaching their kids Dharma. They love it. All right, kids, don't get afflicted. Acești copii învață Dharma. All right, anyway. What was I saying? I forgot. I was in a talking about people's afflictions and decided to stop. Oh, money, right? Vorbeam despre bani. Modul, relația pe care o ai cu banii sau cu orice alt lucru este o reflexie a ta. Da, este, bă, da, banii sunt reali, dar te pot ajuta sau nu, pentru că poate ai nevoie de mai mulți. Toate aceste lucruri sunt reale. Dar este modul cum reacționezi cu asta. Poți aduce un nivel de răbdare darmică. Nu doar să sper că la un moment dat o să apară în contul tău bancar. Poți aduce un nivel de practică la starea ta mentală, starea ta emoțională. Și cei mai buni oameni care te pot testa sunt învățătorii tăi. Cum a fost ieri, Tim, poți să te duci tu să printezi lucrurile respective, dar eu nu vreau să merg.
trimite asistentul, nu eu. Eu am crescut, nu vreau să fac asta. Și m-am privit. Și am spus, ok, ce mă înveți? Și am trecut prin tot acest scenariu în mintea mea. Ah, ok, pentru că eu vreau să stau lângă lama. Eu vreau să le dau obiectele atunci când fac ceremoniile respective. Eu vreau să fiu cel... să stau acolo sus lângă ei ca să vadă oamenii ce importanți sunt. Și nu era evident, dar era acolo. Așa că ce-a făcut învățătorii, mi-au spus, oh, Tim, trebuie să te duci până în acel oraș și să petreci toată ziua acolo. Și apoi vom lăsa asistentul să ne ajute cu acele lucruri în ceremonii. Și m-am gândit că este o oportunitate incredibilă și o onoare să poată să facă acele lucruri. Și așa trebuie să schimbi. Mie îmi place să folosesc sarcasmul pentru că așa funcționează creierul meu. Așa... Oh, Tim, tu ai oportunitatea să te duci până în Safford. Să ridici tu cartonașele cu jurămintele. Tu ai oportunitatea să te asiguri că totul e în regulă și poți să practici toată ziua în Walmart. Poți să-ți practici răbdarea cât timp ei întârzie 2 ore. Ok, în regulă. Și am avut oportunitatea să-mi pregătesc lecția. Am putut să vorbesc cu prietenii mei. Am folosit oportunitatea. Tot ceea ce v-am spus a durat cam 2 minute. Și am avut nevoie de 23 de minute ca să vă povestesc despre asta. Am zis, ok, mă duc acolo și am trecut mai departe. Dar cât durează până permiți acele emoții? Oh, învățătorul meu nu mi-a spus că făcea ceva. Ok, supără-te. Cât vei fi supărat? Sau, care este folosul să fii supărat? Asta este lecția numărul 1 a maestrului Shantideva. Care este scopul să fii? La ce ajută să fii supărat? Logic vorbind, nu te ajută cu nimic, dar vezi ce se întâmplă atunci când te enervezi. Ce face acest lucru pentru tine? Ce face minții tale? Am vorbit despre suferința, despre ce face furia pentru tine, minții tale și corpului tău și vieții viitoare. Și Maestru Shantideva ne-a spus, dacă poți să faci ceva în legătură cu asta, fă-o. Dacă nu ai ce să faci în legătură cu asta, atunci de ce este super? Iar eu vreau să îl contrazic și să spun da, dar aș adăuga mai mult. Mereu există ceva ce poți să faci în privința asta. Se numește plantează semințe diferite. În moment, da, așa este. Nu am ce să fac în acel moment. De fapt, nu pot să fac nimic nici în legătură cu furia pe care o aveam. Pentru că de unde a venit acea furie? Și astăzi vom explora sursa furiei.
for the source of anger. Căutăm sursa furiei. What is the source of your anger? Care este sursa furiei tale? Care este sursa furiei în alți, ce în ceilalți? Și ce putem face în acest, în această direcție? Ce-mi place la prezentarea maestrului Shantideva este că prezintă lucrurile într-un mod foarte real. Nu doar spune lucruri precum a, semințele. Răspunsul este semințe. Dar avem aceste momente emoționale când avem o reacție la ceva care nu ne place. Deja este prea târziu, deja ne aflăm în acel moment. Emoția a început. La fel și când te îndrăgostești de cineva. Emoția a început atunci când te îndrăgostești de cineva în mod obsesiv. Emoția a început. Iubirea pe care o experimentezi poate că nu este reciprocă. Câți oameni s-au îndrăgostit de cineva și și-au creat toate aceste povești în mintea lor, dar faptele nu, realitatea nu era așa. Și este același tip de afecțiune mentală. Sentimentul care apare vine dintr-o sămânță anterioară. Și da, nu primești ceea ce vrei. Altcineva are parte de ceea ce îți doreai tu, dar toate acele lucruri chiar se întâmplă și de aceea îmi place maestrul Shantideva, pentru că el spune, da, asta se întâmplă. Dar ce faci în privința asta? Cât vei rămâne supărat? So the first question that Shantideva shows to us or says to us is, și prima întrebare pe care ne-o pune maestru Shantideva, how can we be angry at people who seem like they are intentionally hurting us? Cum putem fi supărați pe oameni care par că ne rănesc în mod intenționat? Cineva intră pe ușă și ne spune ceva, iar noi ne supărăm, ne enervăm. Sau acea persoană intră în cameră și începe și țipă la tine. Și deodată mă gândesc, ce e neregulă cu tine? Asta este reacția normală. Ce e neregulă cu tine? Eu pur și simplu stau aici, predau și deodată ai venit și ai început să țip la mine. Apoi încep să lovesc eu înapoi cu cuvintele mele. Și el întreabă, cum poți fi supărat pe acea persoană? Dar problema este că facem asta. De exemplu, să spunem că ești bolnav. Corpul tău nu este în echilibru și ești bolnav. Nu e ca și cum ficatul tău este în corpul tău și se gândește, știi ce ar fi distractiv? Să nu fiu în echilibru și să-l fac pe timp bolnav. Sau plămânii tăi.
să ai bronșită. Plămânii tăi nu spun, a, ok, vreau să mă îmbolnăvesc ca să-l îmbolnăvesc pe timp. Stomacul tău nu se îmbolnăvește gândindu-se, oh, super, o să-l îmbolnăvesc pe timp. Și în același mod, în mare parte, 99,9%, oamenii nu premeditează răul pe care ni-l vor face. Nu stau într-un colț și se gândesc, oh, ok, acum urmează să-l rănesc pe Tim. Să mă duc acum să rănesc această persoană. Și apoi se duc și se enervează. Ceea ce spune... ok, de câte ori planifici să fii supărat? O să mă duc să-i spun partenerului că e un idiot. O să mă duc să-i spun învățătorului că nu-mi place ce face. Și ideea este că pare că erau acțiuni premeditate, dar nu erau, de fapt, sub controlul tău. Când acea persoană e supărată și decide să țipe la tine, nu au control asupra ceea ce fac. Pare că au. Așa se simte. Dar nu este adevărat. Nu au control. Pentru că afecțiunea mentală este ceea ce controlează comportamentul. Afecțiunea mentală care apare în mintea lor. Apare în mintea lor datorită unui lucru pe care l-au făcut în trecut. Și devine un subiect sensibil, dar schimbă modul cum navigăm atunci când cineva este supărat. Cineva intră în cameră, e supărat pe mine de 2 săptămâni pentru că nu am făcut ceva ce... 3 zile. Pentru că nu am făcut ceva ce trebuia să fac. Și abia apoi îmi spun, știi, sunt supărat pe tine. Și apoi începe să-mi atace personalitatea. Nu faci ceea ce ar trebui să faci, ești rău cu mine, faci asta, faci pe cealaltă. Ok, așa mă percepi pe mine și poate în anumite cazuri este adevărat, poate că nu am fost la fel de atent pe cât ar trebui să fiu, poate că nu sunt destul de atent cu ceea ce au ei nevoie. Dar în momentul în care intră în cameră, ei nu au control asupra minților. Și acesta este sfatul, primul sfat pe care mai spus Shanti Devan îl oferă. Poți să stai cu afecțiunea mentală a acelei persoane într-un mod în care înțelegi că nu are control asupra acestui lucru. Afecțiunea mentală este ceea ce controlează. Acum, dacă cineva vine pur și simplu și țipă la mine, spun, ok, asta nu este drept, nu e corect și încep să am și eu reacțiile mele. Reacția pe care o am la furia altuia. Și apoi eu mă enervez. Și ce se întâmplă? Doi oameni care nu au control asupra lor. Din punct de vedere convențional, dar și din punct de vedere al unei afecțiunilor mentale. Iar acum...
țipă unul la celălalt pentru că își doresc să câștige And so cearta. Shantideva's like, whoa, you Și gotta maestru calm down. Shantideva spune, wow, trebuie să Okay. analizăm mai And then profund they go acest on a lucru. total tangent. Și And el so continuă again, să it's ne the patience of explice. studying Dharma. I like to call Și it de the aceea patience. avem nevoie de răbdarea de a studia Dharma. Patience of studying Dharma. Because it's like, how are we going from this topic here Pentru to că cum then? trecem de la acest subiect la And you've următorul all been studying subiect? in classes for a very, very long time. Și toți But you need to sunteți prepare for în that. aceste cursuri de mult So timp. Suntem you la cursul obviously have some kind of 11 patience și for studying Dharma, e just like clar că I do. aveți vreo Okay? aveți răbdare de a studia And Dharma. I'll show you, and it will make sense by the end. So here's the next topic that Shantideva brings up. And he says, Și următorul subiect despre care ne mindless vorbește maestru chaos, Shantideva. creator beings. Ok, hai să vorbim despre Let's ființe talk about creatoare. the cosmology Să vorbim despre or belief cosmologia systems sau of sistemul de individual beings. credință al altor And everyone grupuri. goes, Și toată lumea what? știe, toată lumea zice, ce? Lucio is like, what? And so we're talking, so just keep in mind, hold this idea. People are not in Menține control. această idee în mintea They're not in ta. affliction. Oamenii nu au control Right? And then asupra with a nutshell, ce fac we atunci know când au that there's afecțiune never a mentală. mindless Punem asta pe chaos. raft și acum continuăm cu o altă discuție. Okay. So just sit back, relax. So Relaxează-te și ascultă. let's talk about, and this is a description from Lord Buddha, which happened Aceasta este o before descriere a Lordului Buddha care s-a întâmplat Buddhists înainte started. Like ca before Christianity alte came, religii before să Buddhism, înceapă, before înainte de Islam. creștinism, So these are înainte discussions that de happened islam. beforehand. So just keep that in mind. Așa că So mențineți această Shantideva idee says, în let's minte. consider Maestru Shantideva spune, haideți some să of these considerăm belief systems. câteva dintre aceste sisteme de credință. And one of the belief system is there's Și this unul dintre being ele called implică faptul că există soul. o ființă, It's a great word. I'm sure ființa you all know it. primordială, It's a great Tibetan word. este un Okay. termen în tibetană foarte important, așa că vi Yes, voi I was right. scrie. Let me just check. Make sure that's how I spell that correctly. Yes, I spelled it correctly. Okay. It's the main one, the most primal one. Okay. Soul. Este cel principal. And this is a being where some people have believed that Este o ființă soul care is the creates the expression of all things. este o ființă care a Excuse me. creat Soul is the creates all expressions of himself, soul. herself, of themselves. So the entire universe Creează is an expression of o expresie Shantideva. a ceea ce Okay. sunt el sau ea. Întreaga lume You're probably like, what the este hell are we talking about this? Okay. So here's one main expresia character. ceea We'll ce call this este el sau ea. soul, Ok, right? vom numi Like acest zoo ca un everything caracter. is an expression of them, Totul the main este one, the root one, o expresie the principle being a everything is an expression of acestei them. ființe. Then there's this other being called the Dakshara Și apoi mai există o Kikebu, which literally translates as is it Z or oh, I'm sorry, he you're correct, Persis, because ai dreptate, Persis. talking about ACI transliteration versus Pentru că vorbim Wiley despre transliteration, there's two translitera de Aci versus Cha Wiley. systems. We can talk about the difference. But the main difference, the reason that ACIP transliteration is slightly different than Wiley
Motivul pentru care keystrokes. transliterarea a chip In este mai OpenAI, diferită, e after pentru a că couple strokes, it's not that many keystrokes. ne ajută la But when you're doing a 50-100-year project, it can save you numărul millions of dollars, de caractere which also then saves millions of it saves millions of dollars. care salvează milioane de caractere pe Reasons care ar for trebui să donors, for le those of you who are punem supporting în us here today, calculator și asta ne thank ajută you la a reduce in our keystrokes. costurile. Okay. But we're the only group in the world that uses it, so it becomes a little Suntem tempting for other singurul companies, for grup example. There's din some lume other care companies that are folosește. doing it. You're not going to change Geshe Michael's mind. Don't Așa even try. că I have tried to argue with Geshe Michael, and I lose every este, single time. eu încerc I să-l don't think the dezbat whole pe keystroke thing. I Geshe haven't Michael tried to câteodată și argue about it niciodată with nu anyone else. reușesc. Okay. Just waiting. Like, here's the Scorpio of me. Here's my affliction. M-am I'm waiting gândit timp for de the 5 perfect ani moment la to argue acest with Geshe Michael. moment în care voi avea Well, oportunitatea the good news să is vorbesc cu Geshe Michael despre saves această keystrokes. transliterare. Saves time, means we can input faster and save money. Folosim această transliterare a chip pentru că salvează bani. Now, Geshe Putem Michael also has another face mai stock multe texte. Iar that Geshe-la mai are un can use double spaces after stil every stop, after a period. de And a face double lucrurile spaces care implică spații, mean un the spațiu day Geshe dublu. Michael learned to type on a computer was because they were Atunci printing când with characters. Geshe-la a învățat să There's no scrie words out there. And if you put a double space la on a computer, calculator, there's no space between the period trebuia and să the letter or pui the first thing. două spații pentru că altfel So n-ar fi things fost happened pauză that the first thing you would între type on a typewriter, it was always a double space. punct și următorul Now, with modern fonts and computers, you don't need double spaces. următoarea literă. They put the Dar correct amount of acum, cu spaces. fonturile moderne, nu mai este But nevoie de asta. it's in our style guide that we have to use double spaces. So Dar Geshe Michael, este în thank you, he's all smart. ghidul Thank nostru you, he's all amazing. că trebuie să folosim acest Thank dublu you for having this spațiu. argument with Geshe Și Michael. eu am așteptat Thank you 5 for thinking ani the proper să problematic way with a little bit of sarcasm. folosesc asta într-un mod prea So one sanghicat, day cu puțin you were talking sarcasm, într-o about discuție cu Geshe-la. Și într-o talking about zi CICD vorbea, stuff. eram în lecție și And vorbea you despre learned that the CICD and all transliterare. this stuff, it actually is less in the is actually less data as well, because it's one less character, smaller byte count. He's saying all this, A and spus someone said, toate aceste lucruri și sarcastic, m-am said, întors "Oh, spre and that's why el we și am have to use spus, double spaces." a, și de aceea trebuie să folosim spațiu Basically dublu, nu? saying, "You're making us push the space bar twice, and over a lifetime, having to push a space bar twice." Practic spunând That's a lot of că wasted time, Geshe Michael. That's a lot of wasted money. You're paying the translators. We don't need them dacă anymore. All folosim the employees. spațiu dublu, toate implicațiile care le are acest And he lucru. just looked at me and he was Și el like, m-a privit I saw him go, that's good. și a That's spus, great. ok. And we're always still going to use a double space. Don't Dar vom argue. folosi în continuare And spațiu eventually he dublu. said, I have 10 reasons for everything. Am 10 motive pentru fiecare lucru, te asigur. Well, tell me the 10 reasons and I've, Și eu mă probably gândeam, 18 dar of them spunem cele 10 don't work. argumente, dar Nope. probabil mă învăța să nu Teacher, anyway. te cerți cu So the profesorul. point is, so okay, we're talking about, and that story is actually related, so you guys will see later. The primal being, or the being, the self-existent So, being. ființa Yes. primordială. Dakshirik Ikebu, the original mental being. Taksheriki kebu. It's the being that relies Ființa care experiences all existing things in the universe. experimentează toate lucrurile existente din lume fără să se Okay. So we have these beings, different fără să properties, depindă de nimic different altceva. soul. It sounds really like it sounds like some sci-fi from the 90s that I used to watch. Like Sună ca un being film sci-fi. interdimensional native group from a planet where no one else Întâlnesc ever thought o to be, ființă and they're exploring the universe nativă together and they all dintr-o start talking. regiune în care nu au mai avut niciodată contact cu And they omenirea. realize that they all worship
și își dau seama că acest grup venerează această ființă tsoo. Nu se schimbă niciodată, mereu se află acolo. Și nu sunt creați, mereu au fost acolo și mereu vor fi acolo. If you're thinking about it, it might sound familiar. So in some ways, they've always there. They will never be better, they will never be worse. So va fi mereu acolo, nu se va schimba niciodată. Va fi conștiința universală. Suntem o exprimare a conștiinței universale. Sună bine în anumite moduri. Cineva care a fost mereu acolo, va fi mereu acolo, nu se va schimba niciodată. So then they say they do something. Și apoi spune că right, and they're able to then do things in the universe. They're able to do things for us. Fac lucruri în univers pentru noi. Ne pot afecta viețile. Oh, Rocio is angry with me. Ah, ok, Rocio e supărată pe mine. Este doar o exprimare a tsoo. Tsoo a trimis acea persoană enervată. Este acea ființă. Și într-un fel este modul cum vorbesc oamenii. Ați auzit oamenii vorbind în acest mod. Eu sigur i-am auzit. Totul este acolo pentru că e acolo și ei trimit lucrurile pe care eu trebuie să le învăț în această viață. Mă testează, etc. Dar eu nu am niciun control asupra acestor lucruri. We actually did this in another ACI class. So I'm going to go through it a little bit. Am mai făcut asta într-un alt curs ACI, deci voi trece un pic mai repede prin această idee. Deci avem un tsoo care este neschimbător și necreat. Totul este o exprimare a ființei sale și ei fac lucruri care ne influențează viața. Eu sunt doar un mic exemplu, eu mă nasc și mor, nu pot înțelege toate lucrurile, dar tsoo înțelege. Această ființă neschimbătoare, permanentă, care a fost mereu acolo și va fi mereu acolo. Sună aleatoriu, nu? Now we've accepted. Now the thing is, like, in your mind, you might be laughing a little bit. În mintea ta poate râzi puțin, poate te gândești că sună un pic ridicol, dar mulți dintre noi am crezut asta și credem asta. Multe dintre există această ființă care a fost acolo mereu, va fi mereu acolo, încearcă să ne învețe aceste lecții. Sunt mult mai extraordinar decât suntem noi, dar există o contradicție majoră acolo. Iar noi pur și simplu trecem prin ea și pur și simplu acceptăm lucrurile așa cum sunt. O, deci această ființă se află acolo de la început, deși și va fi acolo până la sfârșit, nu? Pentru totdeauna. Și sunt o exprimare a tot ceea ce se află în univers, nu? Da. Atunci pui o întrebare simplă, cine a creat pe ei? And like, it's like the child asking the question.
Și este întrebarea pe care un copil o pune. Mami, cine l-a făcut pe Dumnezeu? Cum a început Dumnezeu? Și apoi ți se spune, el nu a început niciodată, el a fost mereu acolo. Este mereu acolo, a fost mereu acolo și va fi mereu acolo. Este misterul credinței. Iar copilul spune, ok, nimeni nu l-a creat pe Dumnezeu. Ok. Și acum vorbim despre știință, despre Big Bang. Big Bang-ul a fost începutul Universului, acum miliarde de ani. Și deodată ceva a explodat, cauza necauzată. Big Bang-ul a avut loc. Așa, asta este reprezentarea, oarecum. Universul a început. Ok, și ce a cauzat Big Bang-ul? Pur și simplu a avut loc. A fost începutul. Dar ce s-a întâmplat înainte de Big Bang? Nu pune astfel de întrebări. Atunci a început. Dar, mami, Dumnezeu când a început? Dumnezeu n-a început niciodată. S-a aflat mereu acolo. Ok, deci Dumnezeu s-a aflat mereu acolo. So, s-a aflat mereu acolo. Da. Nimeni nu l-a creat. Corect. Ok. Și te gândești, ok, cred că e în regulă. Dar aici apare problema care nu are logică. Dacă Dumnezeu s-a aflat mereu acolo, poate face ceva în legătură cu asta? Dacă sunt neschimbători, dacă Universul este expresia sa. Atunci poate face ceva? Deci trebuie să ne folosim logica pentru a înțelege ce se întâmplă. Pentru a face ceva să se întâmple, ceva trebuie să schimbe. Ceva trebuie să afecteze ceva. Ceva afectat și ceva care afectează. Trebuie să existăm un stimul care este o schimbare. O mișcare a energiei, o mișcare a ceva. Ceva trebuie să schimbe. Dacă există o ființă care face ceva, atunci înseamnă că se schimbă. Sau o trebuie să schimbe ca să facă lucrurile să se întâmple. Dumnezeu trebuie să facă ceva. Și dacă face ceva, asta înseamnă că se schimbă. Cauză și efect. Nu poți să crezi în unele părți din cauză și efect și în altele nu. Și dacă ar fi acesta cazul, ceva din exterior ar trebui să schimbe ceva din interior. Dacă ai avea aceste bule de cauză și efect, iar ce este în afara lor nu este cauză și efect, atunci ceea ce este cauză și efect ar atinge tot ceea ce nu este cauză și efect și astfel le-ar schimba. Nu pot exista lucrurile în acest mod. Dar creierile noastre nu ne permit să gândim așa. Credem că există acea ființă și nu e critică. Dacă ai karma pentru asta, poți avea o ființă care funcționează așa. Sistemele
Because if Toată they lumea. did something, they have to affect it. And if they affected it, then they're changing. They don't have just universal energy that changed it. Nu pot veni dintr-o ființă Unchanging universal energy neschimbătoare. comes down and hits Tim like lightning and manifests him winning the lottery. That's a change. That energy changed him. It had him pick the numbers. It had the numbers pick come out of the machine. So the main argument, and this is where you have to argumentul principal și aici trebuie să înțelegi. Can an uncreated, unchanging being like soul, poate o ființă necreată, neschimbătoare, sau să facă ceva. And here's the logic. Și aici avem logica, pentru că dacă ar fi neproduși, necauzați, să presupunem că au existat mereu, atunci nu ar putea face nimic. Chiar dacă sunt acolo, să pretindem că sunt. Poate sunt. Nu pot face nimic. Un lucru neschimbător nu poate crea un lucru schimbător. Un lucru necauza nu poate cauza nimic. Nu poate face nimic. Asta este una dintre temele, întrebările din tema voastră. Și apoi, this uncreated, unchanging being ever experience or become aware of any object. Următoarea idee, această ființă ți-o poate deveni can this being conștient de ceva? Poate ști toate lucrurile din univers? The answer is no. Răspunsul este nu. Because an unchanging, uncreated being can't know changing things. Pentru că o ființă neschimbătoare, necauzată, nu poate ști lucruri schimbătoare. It would have to be aware of every single object in every single state. Ar trebui să fie conștient de fiecare obiect, în fiecare stare în care se află și dacă nu se schimbă, nu poate fi conștient de acele schimbări, pentru că altfel ar trebui să se schimbe. Mintea sa ar trebui să se schimbe ca să fie conștient de lucruri schimbătoare. Trebuie să meditați asupra acestor lucruri. Și nu este nefolositor, să știți. Este un lucru foarte profund. What we're doing is very, very profound. So then, here we go. Could somebody who's angry, who comes in the door and starts yelling at you, deci poate ființă care intră pe ușă și începe să țipe la tine să fie creat fără cauză. Now we link it back together. Acum unim aceste idei. Poate cineva care intră pe ușă și e supărat pe tine să aibă loc fără o cauză. Nu. Dacă meditezi asupra acestei idei de tso sau celălalt termen sau orice ființă necauzată care poate exista în univers, poate acea ființă să facă ceva. Pot face ceva să se întâmple. Pot fi conștienți de obiecte schimbătoare. Chiar dacă ar exista, ar putea fi conștiința asta? Nu, pentru că acele lucruri sunt schimbătoare și pentru a fi conștient de ceva schimbător, trebuie să fii tu însăși schimbător. Conștientizarea ta trebuie să schimbe constant pentru a deveni conștientă de un lucru schimbător. Și dacă ai fi una dintre ființele care sunt necreate, neschimbătoare și ai vrea să faci ceva, pentru a afecta lucrurile schimbătoare, va trebui să te schimbi tu personal. Voi trimite un fulger către timp. Nu poți face asta, e imposibil. Și apoi Maestru Shantideva spune
te aduce să înțelegi, să fii de acord că nu există o astfel de ființă și apoi îți spune, oh, credeai că acea furie nu este creată? Credeai că iritarea ta nu a fost creată? Credeai că acea persoană pur și simplu se afla acolo de la sine, fiind supărat cu pe tine? Răspunsul e desigur că așa credeai, pentru că așa experimentai, așa credeai că se întâmplă. Dar Maestru Shantideva spune, trebuie să-ți scurt-circuitezi creierul. Gândirea ta operează altfel. Și dacă te superi pe cineva, sau ei sunt supărați pe tine, sau fac lucruri care ție nu-ți plac, oh, cred că e vorba doar de Tso. După această lecție, dacă Rocio se supără pe cineva, probabil o să-i spun, e vorba de Tso, nu? Și Rocio mă va privi și dacă vrei să superi o persoană care practică Dharma, care este supărată, spune ceva de genul ăsta. Când cineva este nervos, poate nu este pregătit să-i spui că e vorba de semințe. Și Svetlana e de acord. Dar ceea ce poți face dacă ai compasiune este să înțelegi că acea persoană este blocată într-o anumită existență de sine. Dacă Rocio este supărată în legătură cu ceva, atunci știu că ea crede că există ceva de la sine acolo. Și apoi pot să o ajut. Nu voi fi sarcastic. Ea va spune, nu, nu, nu. Nu face asta. Cum o pot ajuta să cu această problemă? Atunci când se calmează, când poate era foame, poate era supărat, poate era nedormită, obosită. Apoi spun, ok, hai să vorbim despre asta. Am realizat ieri. Aveți auzit că am avut niște migrene și probleme cu ochii și am investigat și am realizat că momentul când a început a fost într-un moment de furie reală. Și dacă ați studiat medicină chinezească, puteți vedea ce face furia în meridianul ficatului și toate aceste lucruri. Apoi niște simptome ciudate care te sigur că sunt existente de la sine, nu? Aha. Și apoi m-am gândit, ok, acela a fost un moment de furie și acestea sunt ceea ce au cauzat acel moment. Un singur moment de furie poate crea aceste probleme ciudate de sănătate. Și apoi trebuie să investighezi. Ok, m-am enervat, acum trebuie să lucrez la karma. Ok, dar de ce te-ai supărat, Tim? Vezi? Sunt semințe diferite. Ceea ce se întâmplă aici este că ajungem într-un punct în care înțelegem că este complet ilogic ca un lucru
schimbător să nu aibă cauză. And so when anger happens, when upset happens, which it will happen, it will continue to happen. Și atunci când furia va avea loc, care cu siguranță va continua și un Arya încă se mai supără până când ajunge la un anumit nivel de Bodhisattva. Semințe de furie vor continua să răsară. Ei vor ști cum să ce să facă în această privință, dar acele semințe sunt acolo. Așa că trebuie să creăm metode pentru a putea naviga atunci când ești într-o afecțiune mentală. Și parte din practica ta de Dharma este ce fac atunci când pare cam aceste emoții care nu par a fi cauzate. Nu există nimic ce poate face o altă ființă pentru a ajuta să schimbi asta dacă nu-ți faci practica. Tu trebuie să analizezi, tu trebuie să meditezi, tu trebuie să petreci timpul pentru a înțelege care sunt cauzele. Această furie care este în tine are o cauză și va avea și rezultate. Și depinde de tine să faci aceste practici. Și de aceea te afli aici în aceste lecții. De aceea suferi timp de ore, ascultându-l pe timp, vorbind despre viața lui plictisitoare, pentru că crezi că există ceva aici care te poate ajuta. Și chiar îmi pare rău și mă doare când văd că cineva este supărat. Îmi pare rău când cineva este supărat, pentru că ei nu știu că își fac rău singuri. Sunt atât de supărați că nu își pot da seama cum acele lucruri le vor face rău în viitor. Și cu cât privești mai mulți oameni, cu cât vezi tiparele, cu cât vezi mai mulți oameni care sunt pierduți, nici măcar nu știu că își fac rău. Nici măcar nu știu că calea pe care se află conduce la mai multă suferință. Și Maestru Shantideva ne spune să avem compasiune pentru aceia, chiar și pentru cei care ne fac nouă rău, care te critică, care te enervează, care dau vina pe tine pentru tot. Este dureros pentru mine să văd aceste lucruri. Și apoi încerci să schimbi aceste lucruri, încerci să predai Dharma, încerci să practici. Care este una dintre calitățile unui învățător? Faptul că nu ca o răbdare eternă, nu obosește niciodată, încearcă din nou și din nou. Nu poți face nimic în legătură cu afecțiunile mentale ale altuia. Le poți atenua, dar ei trebuie să creeze cauzele ca acele lucruri să se schimbe. Și de aceea, atunci când punem întrebarea, oh, ok, se află un Buddha acolo care știe tot, da, există astfel de ființe. Dar nu pot face nimic pentru tine. Și dacă ar fi putut face ceva pentru noi, ar fi făcut asta deja. Chiar dacă un Buddha are atâta compasiune pentru noi, nu poate să ne ajute, pentru că altfel nu ai mai avea această furie, nu te-ai mai supăra, nu ai mai avea afecțiuni mentale.
So there's nothing that the person can do except continue to teach. And that Deci nu există nimic dilemma comes up on the ce. other side. Can I help? My understanding is limited. Putem face decât să predăm sau I'm să, și trying să to help myself. practicăm. Eu încerc să fac aceste lucruri eu însumi. Încerc să nu mă enervez, And they încerc happen să nu am aceste emoții și au loc the seeds toată grow ziua. with you, right? Pare că te atacă But if you din can toate get used to direcțiile, the dar idea dacă poți să te obișnuiești cu there's a cause ideea, for this. ok, există o cauză pentru asta, Oh, okay. Then you can în do something regulă, about it. atunci poți face ceva în legătură cu asta. Then you can do something about it. And that's the whole game. Because we believe there's nothing we can do. Și asta este ideea, faptul că noi credem că nu putem face nimic în privința lor. And so the example that Și exemplul pe care So the example we probably have heard, and I just want to, is a classical probabil l-am auzit, example un of exemplu clasic, when somebody hits us with a stick. atunci când cineva ne lovește cu un băț, You don't hit the stick. You don't get mad at the nu, stick, nu right? te enervezi pe băț, You nu? go after the person who swings the Te stick. duci după persoana care a dat cu bățul, nu? But even more so, we shouldn't be upset with the person. We should be upset with the mental affliction that caused them to swing the stick in the first place. Și nu ar trebui să fim supărați. Persoana Person is not under their own trebuie control. să They're under the ne influence of their own seeds. Second flavor of emptiness. gândim la afecțiunea mentală din spatele You think that acelui the person who's act. mad at you is controlling themselves. Tu crezi că persoana care e supărată pe Person who's tine are patient control is asupra controlling minții themselves. sale? Are they? What do you think? Ce credeți? They're just having patience seeds ripen. Persoana They're care not are mad at you. răbdare, are When you control have asupra patience with minții somebody, when you're able to sau think pur și simplu răsarse minți de clearly răbdare? about a situation and not get angry, that is also a seed ripening too. Când ai, uneori ai semințele să ai control asupra situației, să nu te enervezi, așa, acelea sunt semințe. Your ability to do any of those things is also a Abilitatea seed ta de a face acele ripening. lucruri este de asemenea o Or sămânță care forcing out your răsare, past karma. care este forțată asupra ta So datorită don't get karmei din so trecut. prideful when you have a moment of patience. Așa că Please, for the n-ar love of trebui să ai Jesus, atât de be multă wise. mândrie. Okay. Dar bucură-te. Rejoice when it happens. Rejoice when Bucură-te you're când se surprised întâmplă. and you're not Bucură-te când acea persoană este supărată, dar tu nu in a răspunzi într-un negative mod way. When negativ. you're looking at them and you're like, Când îl privești sau o you're privești not under, și you're not under your control right now. te gândești, nu ai You're under control the asupra influence of minții a tale mental acum. affliction. Ești sub influența unei afecțiuni Relax mentale. and Oh, think. ok, trebuie să mă It's relaxez. caused by something. Do I want Asta este more? cauzat de Do I ceva. want Vreau more mai lessons? multe lucruri de genul acesta în viața mea sau mai puține? I want more yelling people. Vreau mai mulți oameni care țipă? Okay, well then start yelling back. Good luck. Dacă vrei asta, atunci țipă înapoi. But that's what Shanti Succes! Deva is saying is, Dar asta ne if you spune prove to maestru Shanti yourself Deva. Dacă poți să-ți that dovedești you're tu changing însuți că nu your există soul nicio or ființă being out there, sau neschimbătoare, necreată, atunci, în momentul în care cineva intră pe you ușă, see how like vedeți? logic can push you Vedeți into a cum logica te different poate împinge behavior. într-un comportament diferit? And that's why you need to have the patience to Și de come back aceea trebuie să over and ai over and over. răbdarea să vii la lecții și să asculți aceste lucruri din nou și din nou. You'll hear more. Every class you Vei take, auzi attend mai 5 multe classes, lucruri you will hear de something fiecare different. dată.
Ai auzit pixul de 5.000 de ori, vei auzi în continuare ceva nou. That might change you. Care ar putea să te schimbe. And I said this in the beginning, it was question 12, and I'll say it again. Is that we wouldn't be here in this world if we didn't have the mental afflictions that brought us here. Nu ne-am afla în această lume dacă nu am avea semințele pentru afecțiunile mentale care ne-au împins în această lume. Lumea care îți apare în jurul tău este cauzată de afecțiunile tale mentale. No, Janet, you don't have control of any of that. You don't have control of whether you're here or not. Nu, You don't Janet, have nu a ai sense. control You have a seed that's planted asupra right faptului că now. te afli aici. Ai o sămânță care răsare You și want te more? aduce aici. You want more of it? Vrei mai multe? Perpetuate it. If you want less, Astfel de semințe? perpetuate it. Continuă That's să all I faci have to asta. say. Dacă nu, nu. Asta este tot ce pot să spun în legătură cu You asta. know? And then how do you perpetuate it? Și apoi cum? You know, those are the seeds that you plant. Like, Cum I faci think that asta? second half Plantezi of the sentence semințe. too. Cum a avut Roxana semințele Studied să meargă la Sera Mei să studieze tibetană? translator. She's in like Este 25 traducător. classes a week translating. Este în foarte multe Translating. lecții în fiecare săptămână traducând. She's offering the Dharma to other people. Oferă So that's dharma another altor question. oameni That's și another question. astfel primește învățăturile de care are nevoie. Janet translates for Tim in Kyoto. Why is Janet Janet doing traduce that? pentru Maybe because she's Tim în Kyoto. on De the other side of ce it. se află în lecție? Pentru că îi ajută pe alții să And then învețe. we have things that happen, right? Și apoi avem I've been talking lucruri about care se my health întâmplă. lately. Vorbeam cu Important. Rocío despre sănătatea We study noastră și Dharma. lucruri ciudate care se We should întâmplă. eat. Studiem Dharma, suntem practicanți, We're doing things, nu? but then these weird Facem things lucruri, happen. dar apoi apar toate aceste lucruri ciudate din punct de vedere al sănătății. Maybe Ok, there's hai să something lucrăm about. asupra cauzelor împreună, Maybe there poate is something about există what we've seen ceva. with other people that's caused this from the past, from lifetimes ago. We don't know. Poate am făcut But ceva how în do we change trecut it? care cauzează asta, dar cum schimbăm aceste How do we lucruri change it? acum? Live for the. Take care of future you. If you're a child, excuse me, Ai if you're a grijă parent, de take care of future you. viitorul eu. You're Dacă doing your ești part. părinte și ai un copil mic, faci lucruri pentru ei, pentru viitorul lor. Clean their diaper Le so schimbi then they're scutecul able to clean themselves when they're 18 years old. ca ei să But when they're poată 25, să they're cleaning their own butt. aibă grijă de Okay? ei înșiși But you're când vor teaching fi them mai mari. things Dar îi înveți that they won't lucruri need ca ei să tomorrow for poată. the future. Investi pentru viitor. Alexander is holding, I think, his son right now, right? Alexander are copilul său în Showing them brațe. love and Îi compassion and care. oferă iubire și compasiune When și he's older, grijă maybe that's ca not the atunci same când va fi mai sense of mare, care for other people. fiul său să poată His soul face still wants aceleași to be lucruri there. pentru alte persoane. He's giving him all the tools that he needs to grow Îi up. oferă toate uneltele de care are But he's nevoie pentru transmitting the world that he doesn't a have se at home, dezvolta, să fie un you know, adult. all day long. But for now, he needs it. And look how beautiful it is. Dar acum are He's nevoie de four aceste meals, lucruri. Și uitați-vă cât de right? frumos este. E You're în doing things lecție, for the în future. această lecție cu Do it for noi. yourself. Deci, faci lucruri pentru Live for viitor și yourself. faci același lucru și Love pentru that. tine. Take care Fii of your future. propriul tău părinte. Ai grijă de viitorul eu. How do you take Acum. care of future you now? Well, Și cum if faci someone acest gets lucru? angry, how do you handle Păi it? când cineva se enervează, ce face în legătură cu asta? Sometimes you have to cut off anger and tell them to Câteodată stop. trebuie să oprești furia. But how do you respond to it? That's the Dar cum most important thing. Do răspunzi you în get acele angry situații? when Te enervezi tu someone else gets angry with you? când altcineva se enervează pe Decide. tine? Take care of future you. Oprește ciclul, ai grijă Future de child viitorul eu. and the parent. Tu ești și copilul și You're the one părintele. who has control of that Și child. ești singurul care are control asupra acestor lucruri. So one thing that I didn't say, two things I Un didn't say, because lucru, we're going to go through două them lucruri pe together care and nu le-am we're done with spus, this. vom trece prin ele acum și apoi încheiem lecția. And this is for the Tibetan nerds. Și asta va fi So pentru Tibetan cei nerds, pasionați de there are tibetană. four words. Există patru cuvinte. Mictapa, Duje, Jepa, and Nupal.
They all mean the same Mitakpa, thing. dunjet, Okay. chepa. They are all synonyms with each other. Toate aceste, tot acești termeni sunt What came first? sinonime. Mitakpa. Un lucru schimbător, mitakpa. A thing that does something. Duce cepa, nupo. They're all synonyms. Un lucru care face ceva. Sunt sinonime pentru un lucru schimbător. I didn't say it earlier, but I'm just saying it now. Nu am spus înainte, dar vă spun acum. Sunt cuvinte diferite pentru a descrie același lucru. Bună dimineața, sună. All different words to describe the same thing. Cuvinte diferite pentru a descrie același lucru. So, and then the last thing is, și ultimul lucru este un subiect sensibil și vom discuta puțin despre el și apoi trebuie să meditați asupra acelui lucru. Și provocarea principală este că devenim confuzi în legătură cu cuvinte precum schimbător, neschimbător, permanent și impermanent. Probabil ați mai auzit aceste cuvinte înainte și trebuie să fim clari asupra a ceea ce înseamnă. There are some things that are permanent but are always changing. Există anumite lucruri care sunt permanente, dar se schimbă. Sunt lucruri care nu sunt neschimbătoare. Dar și trebuie să vă gândiți la aceste lucruri și să meditați asupra lor. Este o întrebare din tema voastră și trebuie să vă dau răspunsul. Ideea că să ne gândim la ceva care este schimbător, dar nu este etern sau permanent. Sau este etern? What's an example of something that's changing? Ceva care este schimbător, dar este un lucru permanent sau un lucru etern. Yeah, good. In Buddhism, we say the mind. Mintea. The mind is awareness. Mintea este conștiința care se conștiința se schimbă constant. Dar există un moment înainte și un moment după. Așa că mintea însăși este fără început și fără sfârșit, dar este un lucru schimbător. Și trebuie să vă gândiți la aceste lucruri. Cum poate fi ceva care nu a început niciodată și nu are sfârșit? Trebuie să vă gândiți la asta. Mintea însăși. What's an example of an unchanging thing but it's eternal? Care este exemplul unui lucru not emptiness. Nope. Oh, nice job, Alexander. Someone's been studying. Etern, dar schimbător? Okay. Schimbător? Neschimbător, dar etern sau permanent. Spațiul gol va fi acolo, indiferent dacă ceva este acolo sau nu. Nu se schimbă niciodată pentru că este spațiu gol. Spațiul în care se află Pământul acum va fi mereu spațiul acela. Spațiul este ocupat sau neocupat, dar spațiul însăși este spațiu gol. Nu vă faceți griji în legătură cu asta. Scrieți în temă și apoi meditați asupra acestui lucru și noi vom trece mai departe. This is an easy one. Something that's impermanent and changing. Ceva care este impermanent și schimbător. Your job, your emotions, your corpul tău. Your relationships. Scaunul tău, relațiile tale, toate aceste lucruri sunt impermanente și sunt schimbătoare. Okay. And then the last one here is și apoi ultimul este un lucru neschimbător care face ceva. Și știm că nu este posibil. So I want to go through one real quick thing. You can do the rest on your homework.
Și vreau să mai trecem prin un lucru, să mai vorbim despre un lucru. Ok, vacuitatea. Vacuitatea este neschimbătoare? Da. Este un lucru permanent? Nu. So before I get there, let me just get out of that. So the emptiness of this cup. Vacuitatea acestei căni. The fact that there's no cup here that's not coming from seeds. Pentru că nu The există o unchanging cană aici emptiness. care nu vi care să nu vină din semințe. Is that emptiness permanent? When you Vacuitatea go to este empty. neschimbătoare, dar este So permanentă when is this emptiness? când cana But the emptiness dispare, is for dispare și something permanent. vacuitatea, dar vacuitatea nu a început și nici nu a fost distrusă. The fact that this is coming Faptul from că another acest seed obiect vine dintr-o has sămânță emptiness. are This is not vacuitate, does is not here by itself. nu se află It is aici de permanent. la sine și The emptiness of it is an unchanging thing. vacuitatea sa este un But the lucru emptiness comes into into existence and goes out of existence the moment the cup starts, the neschimbător. moment the cup ends. So if I drop this cup on the Dar ground, vacuitatea it's intră în shattered. existență și iese Maybe din it's not perfect. existență. Its emptiness never changes. It's not part empty, Vacuitatea sa nu ending, se schimbă, or starting, nu or este something else. And jumătate that's where you, this is where this whole discussion is leading. And then you have to meditate on it. And sau, then we're going to go și to trebuie să meditation meditați for sure. asupra acestui lucru. This is where all of this is leading. This is why we're talking about it. All this Și stuff is just de unchanging aceea vorbim things. despre acest lucru. Changing things. They start and they Lucruri end. schimbătoare încep That's și cool. se termină. They start down here. They Încep end aici up jos here. și Right? Cup is coboară. made. And then cup Cu where it cana is. este făcută și apoi cana este creată și apoi The green dispare. line is its emptiness. Acea linie dreaptă verde este vacuitatea sa. Emptiness started. Vacuitatea a When the început cup started and când a emptiness început ended, when cana the end, when the și emptiness of the a cup ended. But the emptiness is always s-a consistent. încheiat în momentul în care s-a încheiat și cana. It never changes. Dar It vacuitatea nu s-a never schimbat dissolves. niciodată și niciodată nu face ceva. Oh, well then, Tim, why do we have to see emptiness directly? Tim, atunci de ce trebuie să Why do vedem, I să have to percepem see din emptiness vacuitate? De directly? ce trebuie să am percepția directă a unui lucru neschimbător dacă nu face nimic. If you can perceive that object, Dacă that poți percepe acel obiect, absence, acea absence of absență, anything coming from seeds, absența then you oricărui can lucru care vine din have semințe, control of the seeds. How about that? atunci vei avea control asupra semințelor. Where you start having control over time through the path of habituation of the seeds that are planted and the ones that are ripening. Și vei So you can avea start having control more asupra control semințelor care over sunt time. plantate și celor care vor răsări. I'm walking on dangerous ground right now. But if you completely understood where things Dacă come from, înțelegi de unde vin lucrurile cu adevărat, and you understood it completely, perfectly, înțelegi acest lucru perfect, then you would never do anything atunci that nu would ai mai face cause niciodată lucruri care ar something in life that cauza you didn't want. ceva în lume pe care nu ți-l That's dorești. what I mean by control. Și asta vreau să spun prin If you control. understood that Dacă perfectly, ai înțelege acest lucru în then mod behavior perfect, wouldn't be atunci like this. comportamentul tău When somebody yelled at you, ar fi în așa you would not fel feel any kind of ca anger or react upset or atunci când reaction. cineva You would țipă la react tine, nu ai as avea if nicio you had done something to reacție. help them. Ai avea doar dorința de a-i ajuta. Într-un mod perfect. And we are perfectly 30 seconds over. So thank you all for joining Vă today. mulțumesc că ați venit Thanks for la sharing această this little talk lecție. with me. Thank you, Rusty, for Vă joining. mulțumesc că ați participat la Hope această you have a călătorie cu mine. wonderful Sper rest să of your aveți day. o zi minunată. Thank you, translators. Thank you, Mulțumesc Rusty. traducătorilor, mulțumesc celor care Have a wonderful înregistrează. rest of Vom your lua day. o We'll be pauză de back jumătate de oră și in vom Armenian reveni. translations.
pentru traduceri din Lamrim. Vă mulțumesc mult. Hai să ne luăm la revedere și ne vedem în jumătate de oră. Спасибо, спасибо. Thank you so much. Thank you. Gracias. Buenas jornadas. Thank you. Bye. Gracias. Bye, Sutin. Yeah, it was nice. Bye, teacher.